responsabil, un guvern care prin acțiunea și acțiunile sale a stabilizat situația în Republica Moldova, a pus țara pe calea reformelor, nu se pot face reforme într-o zi. Atitudinea guvernului din România este incorrectă, pentru că în momentul în care am hotărât să ajutăm această țară, ajutorul trebuie să ajungă atunci când au nevoie, nu atunci când poate fi prea târziu sau când simt că s-ar putea să nu mai aibă nevoie. De ce să nu ducem la capăt o acțiune pe care am aprobat-o și care a fost gândită bine, cu măsuri de siguranță suficiente? N-am reușit să aflu până acum, nici eu, nici altcineva, opinia publică, care sunt motivele reale, dar motive care stea în picioare pentru care acest împrumut a fost blocat. De asemenea, programul gestionat de Ministerul Dezvoltării, care s-a transpus în grădinițe de care copiii din Moldova au nevoie. Dacă o să aveți vreodată posibilitatea să mergem împreună, să vedeți cât de bucuroși sunt copiii care merg acum la grădință și au unde să facă primii pași în ale cunoștințelor. Nu așa trebuie să fie atitudinea noastră față de Republica Moldova, pentru că și noi am avut perioade grele prin care am trecut acum mulți ani și orice sprijin care venea din afară ți era binevenit. Ideea că vrem să vă ajutăm, dar de fapt nu suntem noi conviși că sunteți corecții greșite, pentru că nu e cazul cu acest guvern.